Viorel Mestecăneanu, președintele Consiliului de Administrație de la FCC Hlăul, consideră că venirea investitorului Angelo Massone lângă echipă era singura soluție de redresare financiară a clubului. Din discuțiile pe care le-a avut cu partea italiană, oficialul Petrean crede că echipa se va redresa și din punct de vedere sportiv și va reuși să se salveze de la retrogradare. În momentul de față și imediat după ce am început discuțiile cu dumnealor, pentru că sunt de acum circa 2 luni de când discutăm, mi-am pus încredere și am încredere că va reuși prin asocierea dumnealor cu noi salvarea echipei de la retrogradare și continuitatea fotbalului în județ, să spun, că altfel dispărea acest fenomen complet dacă nu veneau ei. Angelo Massone a preluat pachetul majoritar de acțiuni de la 2 acționari ai clubului și a preferat ca președintele Viorel Mestecăneanu să rămână aproape de club. I-am oferit majoritatea acțiunilor, inclusiv și pe ale mele. Până la urmă, dumnealui a decis să mă mențină pe mine în club și a preferat să achiziționeze acțiunile lui domnul director Apope și a lui domnul Asofronie. Dacă unul din ei, de exemplu, nu voia să cedeze acțiunile, eram nevoie să le cedez eu și le cedam. Deci nu aș vrea să fie interpretată această cedare unilaterală a dumnealor. Ei au cedat acțiunile în favoarea clubului fără nicio pretenție, iar tot ce se va câștiga, dacă se va câștiga din aceste acțiuni, va rămâne la dispoziția clubului. Viorel Mestecăneanu rămâne în continuare președintele Consiliului de Administrație și va fi al 2-lea acționar majoritar al clubului după Angelo Massone.